Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi vom avea ca subiect atacul dublu în final. Alături de noi, maestru Fide Alin Toma. Bună ziua! Alin. Bună ziua! Ce ne poți spune despre atacul dublu în final? Ce este specific? Deci dacă în emisiunea trecută am discutat despre atacul dublu în deschidere, trebuie să știm că și în final avem nevoie de atacuri duble, de amenințări, de fapt. Atacul până la urmă este o amenințare. Altfel nu putem să câștigăm partida. De exemplu, în primul exemplu cu care începem, o să observăm că dacă albul joacă simplu, face remiză, iar doar jucând, făcând amenințări duble, poate să câștige această partidă. Da. Deci este esențial să stăpânim acest procedeu. Deci să fim atenți, chiar dacă avem poziție aparent câștigătoare, pentru că sunt anumite tricuri, anumite mutări prin care adversarul poate să facă remize sau să câștige, chiar dacă e în dezavantaj. Hai să vedem această poziție. Da. Deci albul are regele în F7, pionul în A6, negru are regele în B2, pionul în A7. Ca să câștige această partidă, albul trebuie să captureze pionul din A7 și să reușească pionul din A6 să-l transforme în damă. Da, deci să vină cu regele să captureze și pe să transforme. Și să transforme pionul. Și de ce negru, anume să aibă grijă atunci? Ce deci poate negru păți? Are două posibilități. Ori reușește să nu lase pe negru să pionul din A7 să fie capturat. Și atunci, automat, va fi remiză, că n-ai cum să câștigi. Sau, dacă regele alb capturează acest pion, să-l blocheze, noi așa spunem, să-l blocheze la mantinelă, astfel încât regele alb să nu poată ieși de pe coloana A. Neieșind de pe coloana A, pionul din A6 va fi blocat de propriul lui rege. Da, deci să zicem că poziția ar fi de genul cu regele alb negru. Alb în colț și negru cumva să-l blocheze, deci după ce a capturat și... Exact. Da? Bun. Și hai să vedem dacă albul joacă simplist și se duce direct la pionul din A7, ce se întâmplă. Deci, rege E7, rege C3, rege D7, rege D4, rege C7, rege C5, rege B7, rege D6, rege A7, capturează pionul, rege C7. Și s-a ajuns într-o poziție de remiză, deoarece albul nu poate ieși cu regele de pe coloana A și atunci neieșind cu regele de pe coloana A, nici nu poate să transforme pionul, deoarece pionul alb din A6 e blocat de propriul rege. Deci ar mai putea să joace rege A7, deci rege A8, da? rege C8. Și acum dacă joacă pion A7, rege C7 și poziția ar fi 4. Da. Bun. Hai să revenim la poziția. Da, acum trebuie jucat corect. Deci singura șansă albului să câștige această partidă e să nu meargă drept cum a mers pe linia 7, deci a mers în linie dreaptă până la pionul A7, a mers drept exact, și să meargă într-un triunghi. Deci să meargă F7, E6, D5, C6, B7. Mergând în triunghi, pe pionul din A7, el reușește să blocheze regele negru, cel puțin o mutare, astfel încât el să nu mai ajungă în timp util ca să-l blocheze. Deci să iasă în întâmpinare. Să iasă în întâmpinare blocând regele negru. Suficient ca regele negru să nu mai ajungă la timp. Și atunci câștigul e în felul următor. Rege E6, rege C3, rege D5, foarte importantă mutare. Acum regele negru este blocat, deci practic pierde o mutare.
Rege B4 încearcă să meargă pe partea cealaltă. Rege C6. Rege A5. Rege B7. Rege B5. Rege A7. Rege C6. Deci observă că negru a pierdut o mutare, n-a mai ajuns pe C7. Rege B8. Albu are timp. Rege B6. A7. Și pionul se transformă în regină și partida se câștigă. Deci vedeți care este diferența de jumătate de punct. Deci dacă albul joacă corect, făcând de fapt două amenințări, deci amenințând să iau pionul și blocându-ți regele, câștigă partida, regele advers. Dacă nu face și merge liniar, partida se termină remiză. Hai să vedem acum o altă poziție. Poziție, da. Negru, rege de 8. Și cala 2. În această poziție, din nou, lucrurile sunt clare. Albul, ca să poată câștiga această partidă, va încerca să transforme pionul din D6 să-l facă damă. Da. Fără ca negru să reușească să captureze acest pion sau chiar regina care ajunge atunci în momentul când se transformă în damă să fie capturat de cal. Și bineînțeles, negru, ca să facă remiză, va încerca cu calul lui să dea calul pe pion, astfel încât finalul să se transforme într-un final de rege cal contra rege, care este remiza. Da, deci să vedem cât de repede avansează calul. Ca aparent, calul negru, ca aparent e foarte departe de câmpul de luptă. Da. Deci albul, prima mutare albului este rege E6. Acum, dacă tot alb ar fi la mutare, el ar câștiga rapid prin cal C6 șac, rege C8, pion D7 șac, rege C7 și pion D8 damă. Da. Deci pionul se transformă în damă și se câștigă partida. Bun. Pune calul în B8 și atunci singura mutare a negrului ca să evite această variantă e să joace cal B4. Deci împiedică cal C6 șac. Da, deci nu mai poate. Nu mai poate mutare. Să facă această mutare. Pion D7. Acum, la mutare este negru. Din nou, negru nu poate să mute din cal, deoarece pierde apărarea câmpului C6 și urmează manevra care am arătat-o înainte. Da, deci cal C6 șac. Da, deci nu poate muta din cal. Da. Singura mutare este din rege. Are o singură mutare, rege C7. Și acum vine o mutare foarte frumoasă albului. Cal A6 șac. I șac cal. Da, deci atac dublu. Albul își dă calul, nu mai am nevoie de cal, ca să îndepărteze calul negru de la apărarea câmpului de transformare. Acum, dacă mută negru din rege, îi capturez calul și lucrurile sunt clare. Da, deci dacă mută... Deci dacă mută din rege oriunde, oriunde, îi capturez calul din B4 și da, este pierdut. Da. Iar dacă, da, este pierdut, că nu mai are cu ce să lupte. Iar dacă îmi capturează calul, joacă cal bate la A6. Albul joacă rege E7. Și indiferent ce joacă negru, va juca D8 damă. Transformă și cu șac. Și bineînțeles, rege damă contra rege cal se câștigă. Acum, pune-te, rog, înapoi. Deci dacă n-aș fi făcut această mutare cal A6, un atac dublu, atac și calul, atac și regele, cu șac, și aș fi jucat, nu, regele în C7, regele în C7, da, C7, și aici albul la mutare, am spus că cal A6 este obligatorie mutare, da, și albul ar fi jucat neglijent rege E7, ar fi urmat cal D5 șac,
Iar la rege E8. La singura mutare. Da? Urmează cal F6 șac. Rege E7. Cal bate la D7. Cal bate la D7. Și este remiză. Deci asta a fost lupta. Lupta pentru, de fapt, pentru jumătate de punct. Albul a încercat să câștige, negru a încercat să facă remiză. Cine joacă corect va câștiga acea jumătate de punct. Bun. Hai să mai vedem o luptă inegală. Exact. În care va încerca una dintre părți să câștige. Alb are regele în H2. Calul în A2. Negru are regele în B3. Și pionul în A3. Aici lupta se dă. Albul are un cal și negru are un rege și un pion. Regele alb, observăm că este cealaltă parte a tablei, nu participă la luptă. Și lucrurile sunt clare. Dacă albul reușește să dea calul pe pion, va fi remiză. Dacă nu reușește, albul, negru transformă pionul în regină și va câștiga partida. Da. Albul începe cu cal C1 șac. Rege B2, cal D3 șac, cât timp regele negru este în șac, pionul nu poate să înainteze, rege C2, cal B4 șac, rege B3. Aici s-ar părea că negru a câștigat lupta, deoarece albul nu mai poate să dea șac și pionul din A2 înaintează. Dar albul joacă cal D3. Negru împinge pionul în A2. Dacă împinge, cu speranța că înaintează. Și albul joacă cal C1 șac pion. Da, atac dublu și pierde negru acel pion pe care negru se bazează. Joacă rege B2. Și albul joacă cal bate la 2. Da. Interesant că practic dacă ai calul, să zicem, într-o poziție marginală, deci dacă știi de la început unde vrei să ajungi ca și partea mai slabă, cum este în cazul ăsta albul care poate să piardă partida, dacă știi poziția unde trebuie să ajungi cu piesele, atunci obții remiză. Este remiză, deci da. Poziția inițială aici era putem mai repeta o dată? Da, calul în A2, calul în A2, calul în A2. Calul în A2, ok. Deci, vă spun eu regula, deci dacă calul ajunge, să zic, pe penultima linie, deci A2, A3, A4, deci numai în colț să nu fie, da. Calul reușește să țină remiză, deci se va sacrifica pe pionul negru. Dacă însă pionul deja este în A2 și calul este în colț, partida se pierde. Deci dacă ajunge cu un pas mai înainte, în această poziție calul nu mai reușește să facă nimic. Deci când îl atac în B2, calul nici nu mai are unde să sară pentru că da. E pierdut. Deci dacă cumva ești într-o poziție intermediară pe tablă, ca și alb cauți să ajungi pe coloana marginală. Da, cel puțin pe A2. Da, dar e valabil numai la pionul. Numai pe coloana marginală, atenție. Deci regulile astea sunt valabile pe coloana marginală. Da, pe altă coloană este mult mai simplu să dau calul pe pion. Deci mai avantajos e pentru partea cu calul. Da. Da, dacă nu este pe coloana marginală. Pentru că calul este slab la margine. Deci din această cauză. Bun. Bun. Hai să vedem altă poziție. Da. Regele alb. Alb rege în rege în C7.
Pion în B6. Negru rege în H7. Cal în C1. Aici tot negru este la mutare, da? Tot negru este la mutare. Da? Din nou, albul va încerca să transforme. Deci negru joacă cal B3. Să vină repede să ajungă pionul. Albul joacă pion B7. Cal C5. Atacă pionul. Acum dacă nu transformi, îți bat pionul. Și acum albul transformă. Da. Și urmează cal A6, șac damă. Sau șac tur, dacă ai transformat. Da. Da. Singura piesă care nu ți-o poți lua dacă transformi în cal, nu-ți mai pot da șac cal, dar dacă transformi în cal, nu mai poți să mă dai mat. A, deci dacă aș transforma aici în cal, atunci cal e poziția nu mai de fapt există. Da. Egală. Egală, da. Pentru că nu mai ai cu ce să mă dai, să mă dai mat. Da. Și atunci nu poate înainta, da? Da. Hai să mai vedem încă o poziție. Alb, rege C5. Pion B4, F3. B4, da? Da. Da. Negru, rege E1, nebun E8. Aici lupta se dă între pion și nebun. Din nou albul va încerca unul dintre pioni să transforme în damă. Momentan nebunul ține acești pioni, dar se va putea sacrifica doar pe un singur pion. Da, deci este negru supra-solicitat, să zicem. Poate să devină, da. Dacă faci mutările corect la alb, poți să devină prea solicitat, nu poate să facă față la să țină doi pioni. Aici negru reușește remiză, dar trebuie să joace corect. O singură mutare, dacă greșește, va pierde partida. Deci va face remiză în felul următor, rege E2. Va ataca unul dintre pion cu regele. Acum, dacă a juca B5, negru și-ar sacrifica nebunul pe B5. Da. Și după aia, la rege B5, mi-ar bate pionul din F3 și ar fi remiză. Da, și bate atunci pionul. Bate pionul și este remiză, rege contra rege. Și atunci, singura șansă albului ca să încerce să câștige e să împingă pionul din F3, deci F4. Îl mai atacă o dată rege E3. Același lucru. F5. Rege E4. F6. Rege E5. Acum, dacă albul ar juca F7, negru ar captura cu nebunul și ar avea timp să vină cu D5. Da, deci ar cu nebunul D5. Da, și când joacă albul B5, vine ar veni cu nebunul D5 și ar reuși să prindă pionul și ar fi remiză. Da. Și atunci albul va trebui să încerce cu pion B5. Acum e clar că nebun bate la B5 nu merge, pentru că joc F7 și câștig, transform pionul în damă. Da. Și atunci? Și aici singura posibilitate a negrului să facă remiză este să joace rege E6. Idee interesantă. Idee interesantă, deci practic nebunul din E8 va apăra câmpul F7 pentru împingerea pionului din F6, iar regele va apăra intrarea
transformarea pionului din B5. Deci este B6. În pătratul de transformare, să zicem. Exact, poate să... B6, da, pion B6. Rege D7. Și la mutarea următoare B7, rege C7 și pionul este prins. Da. Și este remiză. Remiză. Deci doar jucând astfel, negru reușește să facă remiză. Se tot spune că să studiezi finalurile nu e interesant și lumea, în general, caută să evite studiul finalurilor. Dar, așa cum se vede aici, sunt situații interesante, poziții interesante. Deci, jucătorii ruși, cel puțin pe vremuri, așa începeau studiul, doar cu finaluri. Pare plictisitor. Marele inconvenient când începi să joci finaluri este faptul că înveți anumite finaluri, dar șanse mici să ajungi în ele. Deci, practic, trebuie să înveți toate finalurile ca să știi sigur că ajungi într-unul dintre finaluri. Pe când la deschideri, în momentul când le înveți, automat le joci și ai altă satisfacție. Dar părerea mea că șacul, dacă ai răbdare, așa trebuie să-l înveți cu finalurile. Trebuie să știi unde ajungi, să zicem, atunci ești cu un pas înainte adversarului. Exact. Deci asta trebuie să fie gândirea. Unde trebuie să ajungem? Și după aia putem învăța și deschide. Da, mă rog, în fine, noi așa învățăm din cauza că copiii se plictisesc, îi învățăm întâi deschideri și abia după aia îi învățăm finalul. Da, și totul trebuie să se desfășoare mai repede acum. Da. Nu? Da. Suntem în era vitezei. Da. O, sper că le-a plăcut telespectatorilor această lecție, cum și cealaltă care le-am făcut. Da, mulțumesc. Știu că ai mai pregătit poziții și aici și la emisiunea precedentă. Noi le vom publica, le vom pune pe site, deci pe, în mijloacele noastre de comunicare și să le puteți studia și pe acelea acasă. Mulțumesc sigur, mult, Alin! Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm săptămâna următoare să sperăm cu o emisiune care să vă placă mult. La revedere!